Ci știți despre cine este vorba și chiar dacă nu este astăzi lângă noi, pentru că viața l-a dus pe culmi mai înalte, merită să-l aplaudăm din tot sufletul pe domnul primar Valentin Vrabie. Dragii mei copii, înainte de a vă ura vouă succes, vreau să urez succes cadrelor didactice prezente aici lângă mine și cadrelor didactice care se află alături de voi în calitate de diriginți și să-i asigur că și în acest an școlar administrația locală va fi alături de dumneavoastră, va fi alături de școală, va fi alături de educație. Dar, dintre toate cadrele didactice, vreau să remarc pe cineva astăzi. Îmi face deosebită plăcere, deosebită onoare, ca alături de cadrele didactice să se afle astăzi cineva care în urmă cu ani de zile a plecat din rândul elevilor, care în urmă cu câțiva ani de zile era aici, în fața mea, printre copii și care astăzi s-a întors în calitate de cadru didactic, domnișoara profesoară Ana Maria Vasile. Mult succes, domnișoara profesoară, mult succes tuturor cadrelor didactice și copii, puteți vedea că aveți în fața voastră exemple. Prin aceste exemple se demonstrează că, urmând calea educației, urmând învățătura, urmând școala, puteți reuși în viață. Ca profesori, ca ingineri, ca medici, ca farmaciști, ca orice vă doriți. Totul este să nu abandonați școala, totul este să fiți sprijiniți, noi vă vom sprijini, în așa fel încât să fiți oamenii de mâine, oamenii de care noi avem nevoie, oamenii care oricând pot trece în locul nostru. Și pentru voi, elevi, vă anunț o surpriză. Începând din acest an școlar, vom premia performanța și vom oferi noi, administrația locală din Comuna Peștera, burse de performanță celor cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, burse de merit celor care învață și au media peste 8,50, dar și burse de studiu și burse de ajutor social celor aflați în nevoie. Sunt mândru de voi, copiii mei, și știți că vă iubesc. Mulțumesc! Școala gimnazială numărul 1 Peștera vă întâmpină astăzi frumos amenajată, curată și toate aceste lucruri se datorează administrației locale și implicării permanente a domnului primar Petre Marius Liviu și a domnului viceprimar Grosu Tudorel, dar bineînțeles a întregii echipe coordonate de dumnealor. Pe parcursul verii, dar și la început de an școlar, odată cu 1 septembrie, dumnealor au fost aici alături de noi zi de zi, pentru că astăzi această școală să arate așa cum dumneavoastră o vedeți și să o ridicăm la cele mai înalte standarde, exact așa cum v-am obișnuit până acum. Domnii profesori, personalul didactic și personalul auxiliar s-au implicat și au depus eforturi, aș putea spune, supraomenești, pentru ca astăzi elevii să zâmbească,
pentru ca astăzi sălile de clasă să fie frumos amenajate și holurile de asemenea. Ne dorim, bineînțeles, de la elevii școlii noastre să aibă un parcurs foarte bun de-a lungul anului școlar nou început, să aibă rezultate bune și foarte bune. Noi îi susținem din toate punctele de vedere, după cum bine ați văzut, întreaga administrație locală este alături de noi și nu ne dorim decât să avem continuitate, continuitatea celor 8 ani care au trecut și, bineînțeles, acum cu noua administrație. După cum bine ați văzut, uniformele școlare, copiii sunt frumoși, sunt deosebiți, sunt minunați, suntem mândri că purtăm aceste uniforme și suntem mândri că facem parte din echipa Peștera și suntem mândri că facem parte din școala gimnazială numărul 1 Peștera. Iar dumneavoastră vă mulțumim că ne sunteți alături ca de fiecare dată și vă așteptăm cu mare drag cu orice ocazie sau activitate vom derula de-a lungul anului. Copiii, important este să fim în primul rând cu minți, să ascultăm de părinții noștri, da? Părinții noștri de acasă și părinții noștri de la școală. Deci și doamna învățătoare e tot ca un fel de părinte așa, de la școală. Și în al doilea rând să învățăm foarte, foarte bine. Da? Pentru că noi copiii, noi, adică noi ăștia mici, noi suntem mândria părinților. Da? Și noi vrem să-i facem pe părinții noștri mândri de noi? Vrem, nu-i așa? Da. Și cum putem să-i facem noi mândri? Să învățăm. Să învățăm, sigur că da. Să învățăm. Și dacă învățăm și luăm note mari și suntem educați și spunem bună ziua tuturor cadrelor didactice care intră în școală, tuturor părinților care intră în școală, tuturor oamenilor mari pe care îi întâlnim pe stradă, înseamnă că suntem respectuoși și educați. Da? Și asta așteptăm cu toții de la voi. Dincolo de note mari, că e foarte bine să luăm și note mari, dincolo de note mari, trebuie să fim oameni și să fim educați. Da, copii? Da! Este un an deosebit, un an care ne readuce aminte ca cu ani în urmă când purtam toți uniforme. Nu le-am dat cu gândul de a ne întoarce la obiceiurile vechi. Am dorit din adinsul ca toți copiii să arate a elev. Sunt niște uniforme frumoase, sunt uniforme dăruite de administrație din toată inima. A fost oferite cadou de 1 iunie, un cadou care să folosească un an de zile. A fost un an plin de emoții, că chiar ne-am dorit din toată inima să vedem pe toți îmbrăcați și cred că s-a meritat efortul care l-am depus. Sunt primarul comunei de câteva luni, dar cu siguranță nu mă pot detașa de menirea mea de dascăl, de menirea mea de cadru didactic, iar atunci când pășesc pe treptele școlii, nu mă gândesc decât la binele și la binele elevilor, pentru că până la urmă ei sunt viitorul nostru. Cum i-ați văzut pe elevi din această nouă postură? Din această nouă postură, dar la fel ca și în vechea postură, vă pot spune că elevii noștri, elevii de la școala Peștera, elevii din comuna Peștera, sunt cei mai frumoși elevi, cel puțin din județul Constanța, dacă nu din țară, și o spun, deși poate subiectiv, o spun din experiența unuia care a văzut extrem de multe școli din acest județ. Aveți o surpriză pregătită pentru ei, din acest an începe să le oferiți burse. Spuneți-mi câteva cuvinte despre asta. Din acest an școlar începem să aplicăm Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice 5576 pe 2011, completat cu Ordinul 3420 pe 2012, prin care elevii vor primi burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social. Am făcut deja o socoteală și în prevederile legale s-ar încadra aproximativ 150 de elevi, deci 150 de elevi care vor primi aceste burse. Care ar fi bugetul? Deocamdată este un proiect de hotărâre. Vom vedea la nivelul Consiliului Local ce se va aproba. Nu vreau să vorbim dinainte, vom vorbi la sfârșitul lunii când vom avea proiectul de hotărâre aprobat.